Hei, salutare dragii mei, bine v-am regăsit, pescari din toate colțurile țării și de afară, deoarece am văzut că avem foarte mulți abonați și de afară. Observ asta în comentarii. Suntem în studioul Fish Hacker. Acesta este cel mai mare canal de YouTube din România de fishing în prezent și pe viitor. Ce o să probăm și o să testăm aici, o să vedeți în vlogurile următoare. Mai sunt câteva zile și intrăm în luna martie. De aici gata! A început căldura, începem și noi nebunia cu pescuiala. Iar în fish vlogurile pe care o să le vedeți pe canalul meu, aici, în studioul Fish Hacker, o să analizăm împreună reușitele partidelor pe care le-am avut și, bineînțeles, a monturilor pe care le-am folosit și o să vedeți cum mi-am dat și eu singur seama de chestiile astea. Astăzi vreau neapărat să vorbim despre un lucru foarte interesant și bineînțeles că îmi doresc de foarte mult timp să fac chestia asta. Și anume, de ce se tem pescarii cel mai mult? Care e răspunsul? De ce se tem pescarii cel mai mult când merg pe baltă? Hai să o luăm foarte logic. De teama că nu vor prinde nimic. Prin asta am trecut și eu. Vreau să vă expun așa o parte din răspunsurile pe care le-am găsit eu singur, pentru că de 2 ani de zile, de fapt din vara lui 2018, m-am apucat de pescuit, mai am un canal de, la momentul actual, astăzi, uitați-vă la dată, am 640.000 de abonați pe Shary Vlogger Influencer. La început am postat primele partide care au câte 1.000.000 de vizualizări, pentru că foarte mult tineret adoră și vrea să învețe arta pescuitului, să zic așa. Pescuitul e cel mai ușor sport din lume. Mai greu e să mergi pe role, pe bicicletă, pe skateboard, inclusiv patinaj și canoe. Deci cel mai ușor sport pe care eu l-am descoperit în timp, adică în vreo 2 ani de zile, ce să zic, anul trecut mi-am dat seama exact cât de ușor poate să fie pescuitul. Credeți-mă că nu vă trebuie 10, 15, 20 de ani, cum spun unii guru de pe grupurile de pescuit, ca să puteți prinde un crap. Haideți mă să fim serioși, treziți-vă mă la realitate ăștia guru care cred că trebuie un timp foarte mare să dezvolți arta pescuitului. Haideți să vă spun eu, serios, aceasta este Mariana cu care eu am prins pește pentru că eu sunt o fire mai voioasă, mă bucur de viață, nu plec de la pescuit cum pleacă majoritatea pescarilor. Trist, supărat că n-am prins, în caz că nu prind, da? Aceasta este lanseta cu care am prins eu primul meu crab de 11 kg, da? Deci, în timp ce eu mă uitam și stăteam stresat, de asta vă spun, o să vă zic imediat de ce pescarii se tem când merg pe o baltă. Din momentul când fac primele lanseuri până în momentul când ajung acasă. De ce se tem cel mai mult? Mai ales în timpul partidei. De ce se tem cel mai mult? De nereușită, de eșec. Asta e. Lăsați-mi în comentarii și vă răspund, vă promit solemn, cu mâna pe inimă vă promit că vă răspund la toate întrebările voastre și la trăirile voastre pe care le-ați avut pe bălți, dacă vă regăsiți în ce spun eu acum. În primul rând, eu când am mers la pescuit pe o baltă cu această lansetă și am mers și la carașei, deci nu știam cu ce se mănâncă pescuitul. Chestia asta m-a făcut să-mi doresc foarte mult să văd cum se folosește o lansetă. Îl vedeam pe prietenul meu, Oane, care, vă dați seama, el pescuia la lansetă și eu mă gândeam, mă frate, cum poți tu să arunci cu aia? Adică e simplu, ai luat, el așa arunca, da? Mă învăța și pe mine, prindea firul de aici, după ce dădea picapul într-o parte și arunca. Deci eu îl vedeam că face ceva aici, dar nu știam exact ce face. Și așa arunca el. Exact așa am învățat și eu, după el. Chestia asta, cum aruncam eu, mi-a adus pește mai mult decât prindeau majoritatea. Ca să pescuiești la o intercepție și ca începător am observat că nu contează cum arunci atâta timp cât arunci. Bineînțeles să aibă și balta pește. Clar că dacă sunt 3 crapi în toată balta nu ai cum să-i prinzi, da? Cum spun unii și alții. Dar cel mai important e încrederea pe care ți-o faci tu singur. Eu niciodată nu am, mai mult Oane se supăra când mergeam cu el la pescuit. Am mers odată prima oară în viața mea pe o baltă cu plată, era 70 de lei, nu am prins niciun crab, deși că cu 2 zile înainte, îmi aduc aminte, m-am dus cu Oane la o baltă de vis-a-vis care nu era cu plată, ca să înțelegeți și voi istoria acestui fish vlog, de ce se tem majoritatea pescarilor când merg la pescuit și de ce nu prind pește. În timp ce m-am dus cu prietenul meu Oane și cu familia la baie, să zic așa, iar vis-a-vis era o baltă cu plată și printre pauze m-am dus cu el acolo să vedem că erau 2 pescari, să vedem ce au prins și cum se prinde pe o baltă cu plată. Eu nu realizam la momentul actual că bălțile sunt cu plată, adică plătești ca să pescuiești. Habar nu aveam, vă rog frumos să mă credeți. Deci chestia asta m-a bucurat foarte mult și am zis neapărat trebuie să vorbesc pe fish vlogurile mele cum am început să pescuiesc și cum în 2 ani, de fapt și într-un an de zile dacă te ții de sportul acesta, pur și simplu înveți foarte mult. Deci te poți, să zic așa, în 2 ani de zile te poți perfecționa pe mai multe stiluri. Și gândiți-vă că eu am pescuit în mai multe stiluri. Undiță, boloneză, crap, și cu plantat și la feeder. Cel mai mult îmi place la feeder, trebuie să recunosc. Și m-am dus cu oane acolo să vedem ce au prins băieții, dacă se prinde bine. Nici nu știam, v-am spus că era cu plată și ce se întâmplă pe o baltă cu plată. Și când văd la ăia 3-4 crapi așa aveau, mamă ce pește mare, niciodată n-am prins și nu prinsese până la momentul actual un crap sau un ciortan, nu știam că la ăla îi spune ciortan sau care e diferența dintre ciortan și crap. Din câte am observat, ciortănica sau ciortanul e, să zic așa, la 1,5 kg, 2 kg. Și niște țuflice micuțe la undiță, vă dați seama, niște roșioare din 2015 când am mai fost pe o baltă la pescuit cu o cameră, am un video postat pe canalul Shary Vlogger Influencer și până atunci am mai fost la pescuit tot așa pe unele canale fără plată și la noi la gârle, de fapt avem două gârle la noi în apropiere și pur și simplu carașel micuț. Înainte ce înseamnă? Cred că prin 2002, prin 2003 am mai fost la pește. Atunci aveam o undiță și le am și acum și o să pescuiesc cu ele, o undiță din trestie. Vă dați seama ce e interesant, nu aveam cârlige, aveam cârlige foarte puține și se găseau mai răruți. Bine, nu mă duceam eu să caut, dar aveam un prieten care mai aducea cârlige pentru că pescuia el și foloseam bolduri sau spilce, cum se spune, și le răsuceam vârful și pescuiam cu alea și prindeam pește. Exact chestia asta vreau să o mai fac, să observați că merge. Deci funcționează foarte bine. Chestia asta mi-a plăcut foarte mult și am zis neapărat să o filmez. Și am zis cu Oane, bine, poi mine, hai să mergem și noi la pescuit pe balta asta, că văd că se prinde, văd că ăștia au prins pește mare, înseamnă că prindem și noi. Am fost cu el, am luat o dimineață de la 8, am fost pe baltă și ce credeți, până seara târziu, tocmai seara am reușit să prindem noi. Eu mă uitam la el, observam cum pescuiește el, avea niște mămăligă făcută acasă și un pic de TTX. Atunci am aflat eu ce înseamnă și ce e ăla TTX. Îmi zicea el, frate, lasă că am eu niște TTX, știai și el din alte părți, vedeți? Deci pescuitul nu-l înveți, cum să vă spun eu, dintr-un punct, ca și cum ai citi o carte. Îl furi, e un pescuit foarte frumos, e un pescuit foarte simplu, foarte fin, din moment ce înveți unele chestii, exact cum le-am învățat și eu. Iar pe parcurs mi-am dat seama, el folosind mămăligă și cu TTX, deci nu erau amestecate, mămăliga era fărâmițată, iar TTX-ul era umectat mai puțin, deci se făcea foarte ușor bulgăraș. Iar el în momentul când îl punea pe forfac, tot de la el am învățat că îi spune forfac, amesteca puțin mămăliga și cu TTX-ul și îl punea pe cârlig și arunca. Nu a prins nici el atunci, niciun crap, decât vreo, să zic așa, vreo 2-3 carași mai măricei și ne bucuram, mamă cum mă bucuram eu, dar nu mi-a părut niciodată rău că nu am prins pe orice baltă. Tocmai de asta vă spun, dacă vreți să deveniți pescari sau pur și simplu ați fost la pescuit și nu știați chestiile astea pe care vi le spun eu acum, încercați să nu fiți hateri, cum sunt majoritatea grupurilor de pescuit, fraților de pe Facebook, deci pur și simplu dacă postezi acolo ce părere aveți despre balta cu tare, o să sară 80%, pentru că 20% din pescarii care se află pe grupurile de pescuit de pe Facebook, aceia sunt pescari adevărat stată, care nu stau să comenteze, pur și simplu îți dă un sfat bun. Dacă cineva comentează pe orice grup de pe Facebook din România, ce părere aveți despre balta cu tare? A, nu, că eu acolo am fost și n-am prins. O să primiți 80% răspunsuri că nu e balta bună și că nu are balta pește. Dar culme, balta are pește, doar că vinovat e pescarul, pentru că nu e bine informat cum să pescuiască corect. Cârlige, montură, dacă a nădit sau n-a nădit. O să vorbim în alt fish vlog cum am învățat eu toate secretele astea de pe site-urile din străinătate, fraților. Cu Google Translate frumos vă traduce tot ce doriți și puneți întrebarea în limba română pe Google Translate, de acolo traduceți-o în limba engleză și vedeți ce vă arată Google și YouTube. Acolo sunt oameni de nota 10, ai pus o întrebare, ți-a răspuns finuț, nu stă să te caracterizeze că domne ești pescar începător, cum poți tu să prinzi? Păi dovada a ceea ce vă spun eu se află în fish vlogurile pe care le vedeți pe canalul Fish Hacker. Dați la secțiunea videoclipuri și dați mai jos, fraților, uitați-vă cât de ușor e să pescuiești din moment ce afli niște chestii pe care le înveți de la mine. Pur și simplu, nada, cum se umectează, o să fac eu și tutoriale separate despre chestia asta. Tutoriale simple care nu vă duc cine știe în ce lume ca să nu înțelegeți. E ceva foarte simplu. Dacă ați înțeles chestiile astea, pur și simplu nu vă trebuie o tonă de informații ca să devii pescari și 20-30 de ani ca să deveniți pescari. Chestia asta și cei care aveți în minte chestia asta. Și eu am fost în situația asta când am postat fish vlogurile mele și nu le mai postez pe grupurile de pe Facebook, deoarece încep majoritatea. Ți-a băgat patronul pește în jufelnic. Cum poți, mă, să spui așa ceva? Deci până la primul comentariu pe care l-am avut pe Facebook și pe grupurile de pescuit, nu am crezut că așa ceva se poate întâmpla în România și în viața asta. Cum poți să spui că a venit proprietarul bălții să-ți bage pește? Dar după aia mi-am dat seama, stai puțin, din moment ce eu fac foarte multe vizualizări, că sunt foarte cunoscut, bineînțeles că majoritatea o ia ca pe o reclamă a bălții. Adică patronul m-a plătit pe mine și ca să accept eu toate chestiile astea, băi, eu că sunt începător, nu sunt în stare să prind pește și habar nu am, mi-ar trebui 10 de ani ca să pot să prind un crab. Așa au în cap majoritatea de pe grupurile de pescuit, cei care nu sunt pescari, da? Cei care dau repede cu papagalul, nu ești pescar. Cum poți tu să spui, să comentezi că a venit iar patronul să-ți bage peștele în juvelnic? Sau că e un scafandru în apă? N-are cum, mă. Tu ca începător e un scafandru în apă și ți agață pești în cârlig. Sau pur și simplu ți-a adus patronul pești, i-a prins cu plasa. Gândiți-vă câtă minte pot să aibă unii. Asta o să o și facem ca să vedeți voi, să vă arăt o chestie. Am agățat peștele în cârlig, i-am dat drumul sau l-am aruncat. Păi în primul rând nici nu poți să arunci, frate, ai văzut că abia tragi o caras mai mare din apă cu lanseta, cu undița. Păi cum poți să-l arunci? Că îi se rupe buza, clar. Sau, deci asta sunt și eu curios, dacă prinzi un pește, un crab de 1,5 kg, la cât se zbate el, eu asta am învățat în cursul acestor 2 ani, la cât se zbate el nu mai are aceeași putere, ca mă gândesc eu, dacă îl agăți în cârlig ca să vezi, Doamne, îi dai drumul și te faci că l-ai prins ca să fie iasă bine pe filmare, îl pui în apă și el se duce frumos așa în larg, eu nu cred că va avea putere să se ducă așa fix în larg până la mama lui, ca după aia să zic ca ce, îl pun pe senzor, deoarece voi observați că eu vorbesc pe Fish Vloguri și se aude senzorul cum începe să piuie, bing, bing, bing și e în direct, deci dacă nu făceam în direct chestia asta, mai spuneam, adică nu în direct, live, dar în timp ce am pus pe filmare. Păi voi credeți că eu apelez la fel și fel de programe să editez că pun pește sau că prim pește, îl pun pe saltea, așa ceva, deci îmi fac cruce, așa ceva nu am putut să văd decât pe grupurile de Facebook. Pur și simplu, acolo se strâng majoritatea amatorilor care nici amatori nu sunt, nici amatori nu sunt. Vă spun asta garantat, pentru că acolo cea mai mică întrebare, am observat, cu coșulețul ăsta unde pot pescui? Și fiți atenți răspunsuri, frații mei, ca să poți pescui tu cu coșulețul ăsta pe un râu, ai nevoie de 7-8 ani. Doamne, mâncați, faci gura voastră. Păi cum încurajați voi pescarii, cei care sunt răutăcioși și vorbesc așa iurea, cum încurajați voi pescarii? Du-te, fratele meu, încearcă. Bă, dacă ai pierdut 1-2, cât e? 3-4 lei 1, nu? 2 lei, 3 lei, un coșuleț. Că nu știi ce e jos, agățătură. Nu toată lumea știe să sondeze, nici eu nu am știut, da? La început. Nu e un colț de țară că pierzi o montură, un coșuleț, o plută. Pur și simplu contează să te duci pe baltă, frate, să înveți. Uite-te și pe YouTube, o să găsești tutoriale, nu mai zic pe Google. Ai scris acolo montură cu coșuleț pentru Dunăre, pentru râuri, pentru Argeș, pentru orice vreți voi și o să vedeți că o să găsiți o serie de răspunsuri. Puteți să dați și în limba engleză, că așa vă învață cei de afară mult mai bine decât vă învață haterii din România. Majoritatea care vorbesc urât. Ăștia sunt hateri. Dacă n-ar fi hateri ăștia, nu am avea nici noi succes, ca să zic așa. Iar revenind la oile noastre, când am fost pe baltă, astea le-am avut eu. Deci de la un prieten, da, și tata le-a luat de la cineva, pur și simplu, lasă-mă că poate se duce băiatul meu la pește odată și odată. Habar n-aveam eu că o să le folosesc vreodată și am mai multe și am primit de la foarte mulți admiratori. V-am arătat și în Fish Vlog-urile trecute cum cineva mi-a trimis o grămadă de mulinete vechi și vreau să le și folosesc. Chestia asta trebuie să mă ambiționeze, nu să iau acele mulinete fire vechi, cârlige, plute și să le arunc ca și cum, mamă, ce dau eu cu vechiturile, mă duc să-mi iau cea mai nouă lansetă și cea mai șmecheră mulinetă care există pe globul pământesc pentru că o să prind cei mai mulți pești. Asta e cea mai mare prostie, vă spun garantat. Deci eu am prins cu această chinezească, să zic așa, și vedeți că e de 3 metri și nu e dintr-un material foarte rezistent, carbon, vă dați seama, e pur și simplu o lansetă chinezească cu care mi-am făcut și îmi fac foarte, foarte bine treaba. Dacă s-ar rupe, nu îmi fac probleme. Fiind prima mea lansetă, am curaj să vă arăt că ține 20-30 de kilograme și nu se rupe. O să testăm chestiile astea în Fish Vlog-urile pe care o să le fac. Am foarte multe informații și foarte multe story time-uri pe care o să le prezint aici, o să le filmez, deoarece vreau să știe toată lumea și foarte multă lume cum am început eu să pescuiesc și cum acest sport, pescuitul, e foarte ușor, e floare la ureche. Deci aveți cuvântul meu, pentru că eu mi-am dat seama, începând de anul trecut, de când a început pandemia, când mă duceam la pescuit frumos și vedeam cum se prinde, de exemplu, întâmplător, am prins la o partidă din martie, m-am uitat și am și pe canal, o să vorbim de fiecare partidă în parte, deoarece din partidele alea am învățat să pescuiesc și din informațiile pe care le-am luat din străinătate, pentru că acolo găsești informații corecte și de la mama lor. Dacă căutăm informații la noi, foarte puțini pescari pe grupurile de Facebook dacă cumva acolo încercați a învăța arta pescuitului, dacă încercați acolo să puneți o întrebare, o să vedeți că vor veni, să zic așa, din ce am observat eu, că și eu sunt pe foarte multe grupuri de pescuit, dar nu mai arunc postări deoarece nu are nicio treabă, vin haterii. Exact când arunci afară o cană de grâu, au venit 50 de vrăbi, așa vin haterii și spun: cum ai prins tu pe balta respectivă când eu am fost? A, te cunoaște patronul și v-am mai spus chestia asta, deci pur și simplu ăștia nu sunt pescari și nu vor fi niciodată pescari decât sacoșari. În alt vlog o să vorbim despre hateri și sacoșari, ca să vă dau așa niște idei, să nu vă țin pe jar. Chiar astăzi am văzut și cred că o să fac niște screen-uri să vă arăt cum pur și simplu au început unele bălți să se promoveze în mediul online, să-și promoveze serviciile și ce credeți că spun unii? Băi, m-a bufnit râsul. Garantați acele 8 kg de pește pe care ni le oferiți în cele 12 ore de pescuit. Unii au 50 de lei, alții 70, alții 1 milion, 1 milion jumate, 2 milioane și așa mai departe. Fiecare baltă cu regulile și taxele ei. Cine ne garantează nouă peștele dacă venim? Și am observat tot astăzi, de-aia m-am ambiționat foarte tare, mai mult, ca să fac chestia asta, să vă spun și răspunsul acestei întrebări pe care o aveți și în titlu. De ce se tem cel mai mult 80% din pescari? De ce se tem? V-am mai spus, de nereușită. Se tem de nereușită, cum mă temeam și eu. De teama că nu vor prinde nimic și atunci apelează la grupuri. Și de pe grupuri pleacă și mai neinstruiți decât erau înainte. Am spus că o să vorbim în alt Fish Vlog despre chestia asta. Sunt story time-urile mele pe care le-am învățat și vreau să vă feriți de ce am aflat eu. Cum vă spuneam despre comentariile pe care le-am văzut, dacă vă puteți uita, când apar sponsorizări cu anumite bălți care își promovează serviciile. Auzi comentariul: cine îmi garantează mie pește deoarece eu pierd bani, timp, benzină, bani pe nadă, stres. Uitați-vă și voi, nu-mi vine să cred ce pescari sunt aceia care comentează așa, mă frate. Vedeți? Deci asta e diferența între pescarii finuți, pe care i-am găsit și eu și pe bălți. Deci aveți cuvântul meu, vă spun super garantat, și majoritatea pescarilor care s-au întâlnit cu mine au observat chestia asta. Au venit baie la mine, baie la ei, ca să văd ce au prins, cum au prins, exact chestia asta. V-am spus, în alte Fish Vloguri am o grămadă de story time-uri pe care o să le pun pe acest canal. Putea să spuneți: de ce nu l-ai pus pe canalul Shary Vlogger Influencer? Nu, deoarece sunt story time-uri de fishing, pentru că lumea și cei care sunt în lumea asta a pescuitului vor să știe cât mai multe informații. Cum să se ferească, cum să învețe, cum să aibă mai mult succes. Bineînțeles, toți ne dorim asta. Când mergem pe o baltă, ce vrem să facem? Nu mergem acolo neapărat pentru grătar. Faci și un grătar pentru că te duci să te relaxezi, dar printre picături să prinzi și pește. Iar atunci dai pe baltă de fel și fel de oameni stresați, frustrați, și vin pe baltă liniștiți: gata, da, sper că astăzi prind, sper că nu e dat mâncare sau ai băgat azot în apă. Cum poți să pui chestia asta, că bagi azot, ca să sperii peștii să plece pescarii de pe baltă? Toți administratorii bălților ce au în comun și ce vor să facă? Să aducă pescarii pe baltă, clienți, pentru că asta e o afacere, iar tu te duci să prinzi pește pe o baltă unde mai mult ca sigur poți prinde mult mai bine decât pe o baltă sălbatică, deoarece e cantitate mai mare de pește, clar. Nu cum spun unii, umblă la apă, deoarece mi s-a întâmplat să mă duc pe unele bălți și să îi aud pe 2-3 din partea aia și din partea aia: nu frate, că l-am văzut eu că umblă la apă. Nu, nu s-a dus proprietarul sau cineva să umble la apă, deoarece călugărul era în fața mea, era la 20-30 de metri în fața mea, iar numai de acolo se poate umbla la apă, să dea drumul la apă sau să o ridice, deoarece din cealaltă parte a bălții pur și simplu nu era alt călugăr ca să spui că vine mai de sus și îl lăsa de acolo mai jos sau îl ridica. Nu, venea din pământ, deci din izvoare, venea mai de sus, dar venea pe sub pământ, cum se spune, da? Deci pur și simplu nu umbla nimeni la apă, dar ei aveau și plecau stresați: frate, tu ce ai prins? Și vedeam: băi frate, eu am prins 2 crapi, am dat drumul la 3 ciortănici. Bă, nu e adevărat, mă, că nu ai prins tu așa, crapie, iar a venit ăla să ți pună în sacoș. Și eu ce să le spun? Asta e, a venit băiatul ăla și mi-a pus în sacoșe. Dar voi vedeți pe filmare, pe Fish Vloguri, chestiile astea, pentru că nu am cum să fac așa ceva. Dar na, dacă unii așa consideră ei, să rămână cu această considerare. Deci pur și simplu nu ai cum să satisfaci toate nevoile și dorințele pescarilor. Pescarul fericit e pescarul care vine pe o baltă, plătește o taxă, să zicem de 100 de lei, dar peștele l-are asigurat într-o sacoșă. Bun, de 100 de lei primești 5 kg de crap, 5 kg de caras, da? Să facem un exemplu. Dacă prinzi sau nu prinzi, ai o sacoșă cu 5 kg de crap, o sacoșă cu 5 kg de caras. Pregătite, te așteaptă. Deci când pleci de pe baltă, le iei. Sau completăm cu peștele pe care le avem noi pus pentru tine în caz de nu prinzi nimic, cu ce ai prins tu. Dacă ai prins 2 kg de caras, mai punem 3 de la noi de caras. Dacă ai prins un crab la 2 kg, îți mai dăm noi un crab care are 3 kg sau 2 de câte 1,5 kg ca să facă 5 kg. Exact așa ar vrea toată lumea. Dar nu e așa. Regula e că administratorii de bălți îți asigură că e un pește. Clar, n-are cum să nu fie pește în baltă dacă observați că foarte mulți au prins. Despre chestia asta o să vorbim în alt story time și o să spuneți că nu-mi vine să cred ce aud de la tine, Shary, deoarece prin chestiile astea ați trecut și voi. Măcar o dată în viață. Imposibil. De ce să vă povestesc eu? O să vedeți, pentru că eu cu ce mă ocup? Cu ce se ocupă Fish Hacker? A, stați puțin că eu vă arăt cum se prinde pește. Hai să vă arăt, ia uite, așa se aruncă lanseta și gata. Ia uite, m-am prins pește. Vreau să vă arăt niște mici trucuri pe care le-am învățat eu, iar în acest acvariu o să vă arăt și cum stă pe substrat, care ar trebui să fie greutatea momitorului, a metodului, deoarece dacă e prea greu, normal cade în nămol. Eu până nu am testat chestiile astea, fără să filmez, am foarte multe partide și am învățat foarte bine. La mine, având foarte mulți urmăritori și în fiecare zi fac câte 200, câte 300 când încep și 500 când încep să pescuiesc, să se încălzească afară acum. O să vedeți și voi cum facem 100.000 anul ăsta, peste 100.000 de abonați pe canalul acesta. Am atâtea informații de spus încât am dat dintr-una în alta și din alta într-alta. E chestia pur și simplu că răspunsul la întrebarea de ce sunt 80% din pescari temători când merg pe o baltă, răspunsul e pur și simplu unul, cel mai corect și vi se potrivește tuturor. Vreau să mă lăsați în comentarii și am să vă răspund, vă promit, la fiecare dintre voi dacă ați trecut prin așa ceva și mai mult ca sigur o treceți foarte mulți. În momentul când ajungi pe baltă, ți-e teamă, teama te face că mamă, și dacă nu prind pește, mamă să vezi că nu prind. Ia și mi s-a întâmplat mie, ce vă spun, story time-uri de ale vieții. Am făcut prima lansare în apă, aoleu, să vezi că acum nu trage, așteptați 5-10 minute, mamă să vezi că nu merge frate, ia uite bă, iar am prins o zi de aia proastă. Patronul iar a aruncat mâncarea seară ca să nu prind eu pește. Eu încerc să evit sâmbetele și duminicile deoarece e foarte mare gălăgie pe baltă. Asta fac eu, e treaba fiecăruia ce face. Nu vreau să vă spun că să vă duceți voi pe baltă, nu, nici de cum, vă duceți oricând, dar eu evit sâmbăta și duminica pe bălțile private, inclusiv luni și marți, deoarece vine foarte multă lume, face foarte multă gălăgie, aud pescari cum vorbesc unul cu celălalt de pe malul ăsta și pe malul celălalt. Eu pescuiam, îmi făceam emisiunea și a trebuit să tai foarte mult și am avut și capturi, dar am pus muzică deoarece ăsta vorbea cu ăla. Am sunat patronul, băi domnul patron, se poate să pescuie și eu în liniște aici când persoana cu cutare vorbesc de pe unul pe altul? Bă, ție ți-a tras? Nu mă, nu mi-a tras, s-a băgat-o la fund, ha-ha, încep să râdă, încep să facă caterincă. Ăsta nu e pescuit, pur și simplu. Aia nu sunt pescari, au venit pur și simplu la relaxare să stea la soare, da, să se uite, pentru că nici n-au prins. Dar știu să spună de mine, uite-l bă pe ăla, gata, ia zi bă, ai prins ceva, gata bă, nu vine patronul că suntem noi pe baltă să-ți bage pește în apă. Și culmea, am și prins de atâtea ori pește cu ei, nu mai comentau nimic. Deci pentru faptul că eu am prins și că vede că am prins, pur și simplu, iar dai mă la japcă, auzi. Alt story time urmează și am să vă spun cea mai șmecheră partidă în care au plecat și din stânga și din dreapta de pe o baltă de ciudă și de invidie că eu prindeam crap unul după altul. Care a fost succesul acelei partide? Haideți că vă spun așa, că oricum o să vorbim și în story time-ul de atunci. Am pescuit cu un momitor inline cu tijă, iar struna am avut-o din monofilament de 0,18. Am zis, haide să probez din ce văzusem pe afară, că unii au avut foarte mare succes în momentul când au pescuit, adică eu pescuiam în general cu fir textil. Și am zis, hai să punem un fir, un ba de 10, ba de 12 am pus, să văd care lucra cel mai bine. Și la 3 lansete, mi se pare că aveam 4 lansete, la 3 lansete știu că am avut fir mono, nici nu mai puteam să dau cu toate 3 deodată, deoarece trăgea și la ăla și la ăla. Deci am prins vreo 15-16 kg și eu am venit de la ora 1, aveți cuvântul meu, uitați-vă pe Fish Vlog, o să vi-l pun în primul link din descriere, în primul link o să vă pun acest Fish Vlog pe care l-am făcut și eu vin după masă, că na, dacă am copii, era băiatul mic și nu dormeam toată noaptea, se mai trezea, era agitat, îi dădea dinții, vă dați seama, știți foarte bine cei care aveți copii mici. Și mă trezeam de 4-5 ori pe noapte și mă lua somnul mai greu. Și mă trezeam și eu și mă duceam pe baltă, ajungeam pe la ora 1. Cum am ajuns pe baltă? Am făcut primul lanseu, asta bineînțeles, după ce am făcut nada acolo, o să vă spun un secret, să vă faceți nada de acasă. Cel mai simplu, ca să nu mai stați pe baltă să o faceți. Pe o baltă cu un pulverizator, doar o reumectați și e perfectă. Ați câștigat timp. Mi-am făcut linia, am aruncat imediat cum lucram la linia 2-a, deci pur și simplu mai aveam de pus struna. Pip, 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 a ridicat swingerul de lanseta, bang, direct, am tras-o, pac, mare crăpălău de 2 kg și 300, 2,5 kg, că i-am și cântărit câțiva dintre ei, dar după aia nu mai aveam timp să-i cântăresc, să stau, să desfac capul la minciog, să-i cântăresc, că ăla are câteva 200 de grame, gen ud. Am scos peștele, am filmat și multe filmări, nici nu le-am mai filmat, că n-am mai dat drumul la cameră, nu era nimeni să mă ajute. Am încărcat, am aruncat din nou, nu apucam să le cârligul la cea de-a doua lansetă, bic, 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 iar. Abia făceam față, iar pe stânga și pe dreapta aveau prinși, unul avea un ciortan pe stânga și pe dreapta la fel, la vreo două standuri mai, tot așa, vreo 2 ciortani. Și asta de dimineață, dar după aia nu am mai tras. Cum de eu aveam succes și ei nu aveau. Dar nu toată lumea a amestecat și a pus eu un adă. Dar în acel fish vlog, asta e chestia cea mai importantă, că spun ce am folosit, cum am folosit, tot, vă prezint absolut tot. Asta e chestia, exact cum am văzut și eu la cei din străinătate, exact așa am făcut și eu. Vara trecută, începând din vara trecută, probam pe baltă. Nu trebuia să stau să mă supăr dacă prind sau dacă nu prind. Am probat pe baltă și prindeam. Nu contează lanseta, dacă e cea mai scumpă lansetă din România sau dacă e cea mai ieftină, eu prind la fel. Și bineînțeles cu firul la fel. A, hai să pun fir de 0,35. Observam că dacă lansam cu firul de 0,35 nu se ducea atât de tare cum se ducea cu firul de 0,18, 0,20, 0,22. Băi, deci am rămas paf. Chestiile astea le-am învățat în timp. Dar odată ce mi-am dat seama, prind de fiecare dată când mă duc. La orice partidă prind. Iar răspunsul din titlu este că plec la pescuit bazat pe mine. Și nu plec stresat că dacă cumva nu prind. Ce se întâmplă dacă nu prind? Mamă, mă duc acasă supărat. Nu, asta e. Tu te duci pe baltă. Și sunt câțiva care fac chestia asta exact cum fac și eu. Să bă, dacă n-am prins nimic, am prins și o experiență. Încerc o montură? Încerc mai încolo, mai încoa, dacă pe o baltă plină cu somn pitic ne-a zăpăcit somnii pitici, mai încercăm, mai punem un pop-up, că trage somnul pitic și la orice când tăbară acolo. Facem un pat de nadă acolo, un pat de nadă în stânga, un pat de nadă în dreapta, la 50 de metri, la 60, mai înapoi, mai înspre larg, mai înspre mal. Sunt chestii care vă ajută, dar după aia nu mai aveți nicio problemă. Vă duceți la pescuit, gata frate, prind, nu prind, eu mă duc, deci mă iau după băiatul ăla, ia să vedem. Ia încercați să faceți chestia asta, să nu plecați stresați. Și vă mai rog un lucru, ca să facem lumea asta mai bună. Nu vă mai duceți pe diverse grupuri să comentați dacă cumva, că nu vă obligă nimeni să nu vă duceți, Doamne ferește, mergeți pe câte grupuri vreți voi, dar nu mai aruncați cu hei. Dacă vedeți că cineva vă întreabă sau a pus o postare cu 2 pești și ei ține de branhii, indiferent. E o altă chestie când îi spui, da frate, nu-l ții bine, într-adevăr încearcă să-l ții așa, dar să-l jignești. Deci avem 6 dosare, la mine sunt 6 dosare, 2 dintre ele le-am rezolvat, iar încă 4 își așteaptă proprietarii, își așteaptă citații acasă, deoarece am primit injurii pe unele grupuri și zilele trecute, la fel, pe un grup am postat și a început să înjure, să mă amenințe, că mă înjură nu mă deranjează, dar să mă amenințe, că te prind eu pe baltă și îți rup picioarele. Foarte frumos, screen și la poliție, tată. Haide să vedem cum faci tu, de ce mă ameninți tu? Deoarece creează o stare de temere, da? Atunci bun. Adică nu pot să mă mai duc pe unele bălți, eu sau alții, că am văzut că se ceartă între ei. Dar le-am explicat, dar du-te bă, fă screen la postare, salvează-o în caz de o șterge cineva și du-te bă și arată, uite, persoana respectivă m-a amenințat. Păi de ce să te amenințe lumea? De chiar așa a ajuns pescuitul? Deci eu nu cred, mai fac încă o dată cruce și vă spun garantat și cu mâna pe inimă. Nu credeam că atât de greu poate să fie pescuitul din moment ce majoritatea fac să fie greu. Majoritatea amatorilor, pur și simplu. Deci e atât de simplu și atât de ușor să pescuiești, să testezi, să probezi fel și fel de chestii. E atât de simplu, dar cine îl face cel mai greu? Și de ce se tem cel mai mulți? Grupurile de pescuit. Nu e nimic greșit să fii pe 20, pe 40, pe 200 de grupuri de pescuit. Cum sunt și eu. Eu doar arunc ochii și râd și nu-mi vine să cred vorba babei. Mă crucesc când văd, frate, la unele comentarii, unul postează ca lumea sau pe grupurile de pescuit. Vedeți fel și fel de perverși, fraților, care postează, nici nu știu cum să mă exprim. Unele postări cu fete dezbrăcate complet, să zic așa, în costum de baie sau în chiloței tanga, cu o lansetă în mână, gata. Păi pur și simplu se mai uită și copii, se uită lumea, sunt niște postări publice. Cum acceptă unii administratori, dar dacă majoritatea grupurilor sunt făcute pur și simplu, nu au ce căuta pe Facebook. Asta e, se strică mulți pescari și sunt dezamăgiți de răspunsurile și comentariile altora. Deci încercați să faceți chestia asta, da? Să postați o chestie de asta pe grup, să puneți o poză, cum am eu, să vedeți sute de comentarii, zeci de comentarii de la fel și fel de amatori, cum vor spune, cu cazanul ăsta nu prinzi nimic, trebuie să te duci să-ți iei o lansetă de minim 4-500 de lei o lansetă și o mulinetă șmecheră cu nu știu ce fel de fir, șmecher rău de tot. Într-adevăr, cei care au bani această mulinetă pot să-și achiziționeze ce lansete doresc, după buget și după finețe, deoarece, după cum se aude, dai ca microfonul aici la gât, vedeți, nu am desfăcut-o, nu am uns-o niciodată. O să fac tutoriale pentru că și eu vreau să văd, nu am desfăcut niciodată o mulinetă, dar vreau să văd cum desfac, mai ales că am filmarea și n-am cum să nu le pun pe toate la loc. Să le ung eu, știi că e cel mai ok. Nici nu știam că se desface chestia asta. Și am postat odată pe Facebook referitor la chestia asta cu de ce se tem pescarii cel mai mult. Care e diferența dintre un tambur de plastic, acesta e de plastic, sau un tambur de aluminiu? Credeți că pot să iau de la altă lansetă sau pe unde știți voi că s-ar potrivi la această mulinetă? Și asta e o cuma foarte veche, foarte veche. Și fiți atenți ce de comentarii am primit, am șters postarea, nu-mi venea să cred, atunci mă gândeam, fiți atenți cum vă fac aceste răspunsuri să renunți, frate, la pescuit, dar bineînțeles să nu mai stai pe grupuri, nu trebuie tu să renunți la sportul care e cel mai ușor și cel mai frumos și cel mai finuț din lume, pentru că pur și simplu unii îți dau hate. A, păi tu folosești chinezării, ia uite ce panoramă de fir. Eu am întrebat ceva și am primit fel și fel de răspunsuri la care cădeți jos. Pur și simplu nu vă vine să credeți ce găsiți în răspunsurile de pe grupurile de pescuit. Pentru că dacă s-ar face un grup de pescuit unde ar fi, să zic așa, 10.000 de membri care au 2, 3, 5 ani de pescuit, dar care sunt oameni calmi și nu sar să taie, să spânzure, să dea repede cu vorba, o să vedeți la fiecare postare primește răspunsuri corecte, calme, la locul lor. Gen, aș fi vrut și eu un răspuns la postarea pe care am pus-o eu atunci, acum 2 ani. În caz că nu găsești, poți să-ți faci din aluminiu la un strung, să încerci chestia asta. Asta mi-a venit mie ideea după. Stai, frate, dacă vorbesc cu unul la strung, să-mi facă modelul după asta, nu? Sau să apelezi la cineva care are o imprimantă CNG, de-aia șmecheră, care îți face mulineta exact, adică știți bine, cu spiral de la de se învârte și e foarte inteligentă și îți face modelul exact cum îl pui. Mă gândeam, dar nu am primit niciun comentariu. Ba că ești praf, lasă-te, ba că pe tine te-am văzut pe balta nu știu care, ba că tu ești la început, ești terminat, ba că du-te și cumpărăți fel și fel că asta e o panoramă. Dar nu primeam răspunsurile care trebuie, deci pur și simplu mă miram. Băi, frate, așa comunitate, păi te lași, frate, pur și simplu, te lași, nu-ți mai arde. Dar voi nu vă lăsați, niciodată să nu credeți că aceasta este o soluție. Mă las de pescuit, îmi vând sculele și nu mă mai duc la pescuit că nu-i de mine. Nu, n-are nicio treabă plăcerea pescuitului și bunăstarea ta când te duci pe baltă să prinzi cu ce găsești pe grupurile de pescuit. Și nu cere niciodată sfaturi pe grupurile de pescuit. Dacă ai cerut un sfat pe un grup și vezi că te ia lumea la mișto, în primul rând nu ți arde să dai raport comentariilor ca să le vadă administratorii care nici de cum nu au grijă sau sunt și ei hater la rândul lor și nu au grijă de chat. Părăsește grupul, frate, du-te pe alte grupuri unde îți e bine și unde te simți tu cel mai corect. Și pur și simplu nu mai pune întrebarea pe niciun grup, caută în limba engleză și găsești la pescarii străini toate răspunsurile pe care le vrei. Da, bun, ajunge cu... Deci chiar îmi face plăcere să vorbesc, știu că sunt foarte și vor fi foarte mulți care se vor uita la ce postez eu, la story time-urile astea. Băi, deci vă mulțumesc foarte mult că am un public foarte minunat și pur și simplu am o grămadă. Haideți să vă arăt acum ce comunitate am eu pe canalul, deoarece mulți comentau că am numai copii de 80 ani. Vedeți? Hater! Hating! Dacă nu ai hating pe canal, degeaba trăiești. Deci vreau să am hateri pentru că eu îmi fac vizualizări și treaba mea fac și cu hateri. Pentru că îi blochez pe canal când lasă comentarii. Așa că nu vreau ca lumea să se uite la fel și fel de injurii și texte nasoale. Deci, cei care vă înjură și vă amenință pe grupuri, cum mi s-a întâmplat și mie, amenințări la poliție, tată, da? Screen și la poliție direct. Nu trebuie niciodată să te lași călcat în picioare de unii și de alții, că te amenință. Păi ce fac? Mă duc pe o baltă pur și simplu și stai cu frică, te duci, că îți iei un băț cu tine, ce faci? Păi de ce trebuie să ajungi la chestia asta? Pentru că te amenință cineva pe Facebook, e un mediu online, e un mediu public, da? E mediul meu. Pur și simplu, aici dacă cineva mă amenință sau așa, păi bine că nu iau eu în seamă toate chestiile, mai ales pe YouTube, că sunt fel și fel de pescari care nu au nici poză la canal, ca să știi de unde să iei, care-i treaba cu ei. Pe Facebook că nu știu ce, că nu știu cum. Băi, lăsați-mă, de ce trebuie? Și sar mulți și încep și spun, dar de ce ameninți? Ce? Pescuitul nu e destul de mare pentru toți? Această comunitate, acest glob pământesc nu e destul de mare pentru toți? De ce trebuie tu să vii să-l ameninți? Bă, dacă nu-ți place, nu te mai uita, mă, și cu asta pe asta. Și tata mi-a spus, bă, ferește-te de probleme, ferește-te de necazuri, încearcă să îți faci totul pe treaba ta, nu te lua în gură cu nimeni, nu face chestii de-astea, dar și când e de așa ceva, du-te frate la poliție lejer, că vedeți că s-au ridicat, nu mai sunt șmecherii cu căruță care erau până în 2002. Acum toată lumea se ferește de poliție și de dosare penale. Pentru ce? Pentru amenințări, pentru injurii, pentru că ei sunt șmecheri și dacă n-au prins ei și, sau că filmezi tu că ai pus pe YouTube sau pe Facebook o postare, începe și te ia să te superi, să te injuri. Sunt oameni care au niște probleme și sunt mai sensibili și na, vezi Doamne, te amenință. Asta cu amenințarea o rezolvă poliția, da? Exact cum fac și eu. M-ai amenințat că mă prins, că nu știu ce, că îmi rup gâtul pe baltă și unul cu pescuit la Dunăre, nu mai știu cum, tot la fel, că dacă te prind pe Dunăre ți-am rupt picioarele. Eu am fost la poliție, am făcut screen-uri, am făcut tot. Bă băiatule, numai, să vezi cum îi vine citația acasă. De unde până când mă ameninți tu pe mine? Pentru ce? Că eu nici nu am zis dă-te mai încolo. I-am zis, am și screen-uri făcute. Dacă nu-ți place această filmare, pur și simplu du-te pe alte grupuri și nu mai comenta la postările mele. Atât. Și el gata, dacă te prind pe Dunăre îți rup picioarele. Ei, că îi vine citația acasă. Haideți să vă arăt totuși ce am eu aici. Ia uitați. Bun, din secțiunea YouTube Studio avem la descoperire, afișări, surse de trafic și ia uitați ce avem aici, da? Stai că să fac așa să focalizeze. Stai. Hai, focalizează. Uite așa, da? Să focalizeze. Și avem aici public. Ia să vedem ce public avem noi pe canalul Fish Hacker. Ia uitați ce scrie aici, da? Canalul Fish Hacker, da? Deci pe canalul meu avem publicul bărbat 88%, femeie 11,2%. Vârsta între 13 și 17 ani, cred că vedeți și voi, cel mai puțin. Între 18 și 24 de ani sunt cei mai mulți. Și după aia scade. 25 și 34, 35 și 44, sincer să fiu, pe mine nu mă interesează cine se uită la mine. Și pe mine nu mă interesează nici acum ca să mă urmărească persoanele de peste 50 de ani. De ce? Veteranii nu se mai pot schimba pe pescuitul ăsta nou, gen la feeder, cei mai în etate, deoarece ei sunt învățați cu cârlicele lor, cu plutele lor, cu stilul lor de a pescui mai vechi. Tot respectul meu au acești oameni mai în vârstă care pescuiesc cu stilul lor și poți învăța ceva de la ei. Haideți că s-a încălzit afară, ajunge. Am foarte multe de vorbit, vorbesc foarte mult și încerc să vorbesc cât mai la obiect și toate vorbele mele sunt la obiect. Vreau să spun că a început noul an și vreau să plecați în acest an, o să mai zic chestia asta de foarte multe ori, plecați cu hotărâre și cu inima întărită la pescuit. Ascultați sfaturile mele, dacă cumva nu vă plac sfaturile mele, pur și simplu dezabonați-vă de la canalul meu sau nu vă mai uitați la sfaturile pe care vi le dau, dar eu mi-aș fi dorit foarte mult să găsesc o persoană care să-mi spună mie exact ce vă spun eu vouă. Calmi, să spui, uite, bă frate, am plecat de la zero, pentru că dacă eu aveam, mă duceam și îmi cumpăram și acum dacă mă duc și îmi cumpăr 300-400 de trofee și zic că am prins pe o grămadă de bolți, am sute de competiții, cele mai multe le-am în afara țării, dar nu am filmat, atunci abonații mai noi știți ce vor spune? Ia uite bă cât are ăsta, hai să ne luăm după el, dar dacă eu v-am spus varianta mea simplă, că eu nu mint și nu-mi place să mint, exact ceea ce am făcut eu, am luat-o de la început și martore vă stau filmările mele, vlogurile mele, fish vlogurile mele de pe acest canal, când am plecat la pescuit, ia uitați, haideți să probăm pellet feederul de 25 cu method feeder de 25, să vedem care trage mai bine. Momitorul îl umplem cu mămăligă sau cu TTX sau cu pâine amestecată cu mămăligă, cu ou, da? Deci sunt mai multe chestii. Eu asta fac. Nu o să mă vedeți niciodată că vă bag pe gât vreo lansetă, vreo mulinetă, vreun fir, decât în momentul când o să mă vedeți că o să vă prezint niște lansete, va fi exact momentul când le voi promova. Deci am fost plătit să promovez un produs, iar în momentul acela pur și simplu vi-l prezint, iar dacă voi doriți să achiziționați așa ceva, e treaba voastră, pur și simplu nu oblig pe nimeni să facă chestia asta. Încercați să înțelegeți că îmi place foarte mult ce fac pe canalul meu și îmi place dacă nu am găsit pe cineva care să-mi explice cum vreau eu, știu că vorbesc eu și mă urmăriți voi și pur și simplu eu mă uit din nou la acest fish vlog și cu cea mai mare bucurie în suflet pot să spun că mă bucur că cineva se uită la mine și învață niște chestii, că nu vă spune nimeni niște prostii sau să vă învăț să dați la japcă, nici eu nu știu, sau fel și fel de ilegalități pe care să le faceți pe bălți. Ok, haideți că am vorbit foarte mult, ajunge, avem zeci de story time-uri pe care o să le fac, o să le filmez și pe baltă și aici la studioul meu preferat, acasă. Adevărul că cele mai frumoase povești sunt cele spuse de pe baltă. Pentru că, na, e verde în spate, e aerul ăla superb. Haideți că începem pescuitul acum și o să vedeți mult mai mult. Aștept în comentarii întrebările voastre, am să vă răspund la toate întrebările voastre pe care mi le puneți și din fish vlogul de azi și din ce vreți voi. Am să vă răspund la toți. În fish vlogul care va urma, vom vorbi despre permisul ANPA, permisul la Dunăre, permisul la Marea Neagră și permisul pe care l-am făcut eu la AJVPS. Pentru că vreau să pescuiesc pe mult mai multe ape sălbatice față de anul trecut, deoarece mi-am făcut o idee despre bălțile private, bălțile cu plată și știu cum se prinde acolo. De anul ăsta vreau să încerc și altceva. Dunărea, râurile, Neajlovul, foarte multe, o să vedeți voi fish vloguri, abordări noi și cel mai simplu e pescuitul. Mai ales dacă îți place, dacă l-ai aici. Cel mai greu li se pare sacoșarilor, care e foarte supărat, foarte stresat când pleacă de pe baltă, deoarece n-a prins decât un caras, pe balta cu tare nu mă mai duc. Foarte bine. Plăcerea lor, plăcerea noastră, haideți să mergem înainte, ne vedem în fish vlogul următor. Nu uitați, Academia Tinerilor Pescari, grupul administrat de mine, pe grupul acela nu accept postări legate de ce părere aveți despre balta cu tare. Nici dacă e deschisă balta cu tare, nu. Cei care vă înscrieți pe grupul meu de pe Facebook, Academia Tinerilor Pescari, vreau să posteze doar lucruri care țin de pescuit, dar nici de cum cât de bună e balta cu tare, cât de bună e nada cu tare, fel și fel de chestii de-astea care nu și-au rostul. Cu voi a fost Fish Hacker, ne vedem în fish vlogul următor. Haideți să înceapă pescuiala!